Știi ce e cu virusul ăsta, doamne? Spuneți-mi. Străinii face speculații la lor și o dă unde vrei, unde lume mai multă. Noi, amărâți prăștii, ne lasă pe urmă. Da, la noi nu vine. N-are ce lua de aici. Ia de unde e viermi, mulți unde să mănâncă. De acolo. Niciun virus. E talent. Ce credeți despre virusul ăsta? Există? Eu nu cred că există. A, nu credeți că nu există? Nu cred. De ce? Păi, eu n-am văzut niciun oraș ăsta bolnav de virus. Și cum se manifestă ăsta? Ce face? Și ați muncit și până acum? Și până azi? Are două săptămâni, nu le-am muncit. Am stat acasă. Și cum v-a fost perioada aia? Mi-a fost bine. Și acum, la ora actuală, tot bine. Dar por mască? Mamă, nu știu, până astăzi, da? Dacă stau cu mâinile numai în apă? Deci nu vă e frică de clienți, în sensul că vă doar vă frică de la fost virusul la noi. Dar dacă era mult așa, poate că da, trebuie să câștig pâinea. De când a început pandemia, noi am fost pe piață. A, ați muncit în fiecare zi? Da, pe fiecare zi. Și ați avut clienți în perioada? Da. Dar nu crezi mult. Așa pe treacă. Dar dumneavoastră vă e frică de boală? Și așa sunt molam. Ce să mai fie frică de boală? Că sunt paralizat. Am trei cardiovascular. Și munciți paralizat. Dacă am 6 copii și 12 nepoți. Ați ieșit la cumpărături? Am venit să-mi iau pensia și să-mi plătesc rata. De unde sunteți? Din Brătășani. Deci nu sunteți din oraș? Nu, am declarat eu la mine, am tot. Și cum ați, până acum ați stat în izolare? Da, păi am stat, locuiesc la țară, v-am zis, și la curte știți dumneavoastră cum e, că mai scapi în curte acolo, mai faci, nu ești ca la bloc să stai, nu mai știți cum. Am trecut, îi vedeți pe aia doi după partea ilaltă? Da, aici am trecut pe partea cealaltă, acum o săptămână, să mai stau de vorbă. Eu am stat în dreptul la copac și am stat de vorbă cu ei. Și vine un nene, dar nu era mașină de poliție, o mașină albă frumoasă, și lasă geamul jos. Lasă geamul jos, dar eu am crezut că e nepotul, care e un nepot profesor. Și decât că era cât paci să zic, bau, bine că n-am zis-o, că chiar luam 20 de milioane, furam 20 de milioane. Și zice, mama e? Dar eu mă întorc așa și zic, Selena râde, zice, mama mică, eu m-am întors, mama mică, eu aici stau. De acolo m-am întors așa, a glumă. Zic, mama mică, eu, mama e? Nu e păcat de matale să-ți dau 20 de milioane amendă? Vai de capul meu, am crezut Ambor când a zis așa. Nu l-am văzut decât uniforma așa și chipiu. Atât. 20 de milioane, mă? Păi nu s-au gândit că eu, nu ca mama lui, ca bunica lui. Că puteam să cad jos acolo. Dar nu v-a dat amendă. Nu mi-a dat, nu. A zis mama e, cum i-am zis eu, mămică, și el zice mămică, acum treci, acum în curte. Și am zis că să treacă el, să trec pe la fundul mașinii, așa să o ocolesc. El zice, acum, mama e, acum. Am poliartrită, spondiloză, cu inimă, tensiune, 1001. Mă internez la spital la București, la Sfânta Maria, din 2001. Și în perioada perfuzi. Asta ce ați făcut? Am dat telefon și mi-a trimis pe e-mail scrisoarea medicală că trebuia să merg la perfuzii. Și a zis doamna doctoră că nu e voi acum cu problemele astea. Păi avem copii, dar nu sunt cu noi, nu stau cu noi, sunt plecați, nu sunt, au copii la rândul lor, nepoți. Da. Vai, mă clatem pe picioare și mi-e frică că la boala mea, cât este de 10 ani am depistat-o, cad jos și mor. Așa se manifestă asta. Și nu pot, domn doctor de la Matei Balș, că mă uit mereu la poarta lor acolo și zic, domn doctor, eu zic, doamna, păi chiar mă gândeam la dumneavoastră, să nu cumva, domn doctor, niște analize să mai fac, să nu cumva să vă apropiați de Matei Balș. Eu și așa stăteam în casă, mi-e greu să ies, dar faptul că știi că ești constrâns, așa, îți creează așa o stare de neliniște, adică știi că ești obligat, aoleu, să nu ies. Credeți că e mai bine acum fără declarație, că puteți ieși fără declarație? Declarația era chiar o porcărie, că eu puteam să scriu orice în ea, ca să fiu sinceră. Eu 6 săptămâni n-am ieșit efectiv din casă, pentru că într-adevăr mi-a fost teamă că eu am și diabet. Și acum e mai bine că ieșiți fără declarație din casă, că puteți ieși din casă fără păi declarație? Păi și luna trecută, că am venit și am făcut declarație, te-a întrebat cineva că ți-a ceas. Asta e așa de foaie verde, ca să zică statul că face ceva pentru amărul, nu face. Și în perioada asta cum v-ați descurcat? Cine v-a aprovizionat? Da, eu, binișor, cum am putut, am un verișor în curte aici, doi verișori
căsătoriți, așa, și când mai îmi dă telefon, mai deschide portița, mai vine și ne întreabă de sănătate, ce faceți, așa, îi spun că mi-e rău, că mi-e nu. Am un nepot, și îi dau telefon, mama, i-am și mie lapte, i-am și mie pâine, i-am și mie cartofi și mi-aduce că nici eu nu pot să duc greutate în mână de poliartrită asta. Ce să fac? Și el mă ajută, și ieri a venit, mi-a adus două sticle de lapte, mi-a adus o găletușă de iaurt. Da, a făcut o prostie cumplită, să-ți dea două ore, păi plecam cu ceasul, a dracu hârtie cu mama ei, du-te până la piață, mamă, copii, să nu te urci în autobuz. O luam pe strada gării, transpirată, nu mai puteam, iar înapoi la fel, păi nu se poate să stai și la distanță două ore, măcar patru ore să fi dat și ei. Nu s-au gândit că suntem și noi boșorogi pe românește? Cât faceți până la piață? Păi mai bine de jumătate de oră. Credeți că de acum o să fie mai bine? Ce credeți despre virusul ăsta? Nu știu ce cred despre virus. Că virusul e virus și persistă și e în toată lumea, nu e numai la noi. Și sunt oameni care sunt corecți, care respectă regulile de igienă și spălatul pe mine, că să-ți pui mănușii, a spus și profesorul Rafila, mănușile transpir și mai rău te infectezi de la mănuși, te speli pe mâini. Dar în carantină ați stat? Am stat 40 de zile. Și cum a fost perioada? Greu. Să stai și la bloc? Greu. Foarte greu. Cu alimentele cum v-ați descurcat? Nu, alimentele aveam băiatul care mergea și ne-a provizionat. Și acum vă simțiți mai bine că puteți ieși fără declarație? Da, merg, dar ies când nu e aglomerație. Dacă nu e aglomerație, nu ies. Acum e destul de aglomerat. Nu este. Nu e cum a fost de dimineață. Dimineața a fost aglomerat de peste fii de oameni. Acum nu. Uite, moșul nu se ce nicăieri, nici la pâine, nici la asta, că nici nu prea aude nici el bine. Și are și el probleme, are bronșită cu inima. Medicamente nu ne ajunge, nu putem să facem față. Eu 3 jumate, el 7 jumate, să plătim și noi. Și din banii ăștia vă mai ajută cineva? Cum vă descurcați? Păi mai ne ajută fata, ea mai ne dă. Și băiatul are și el alte problemele lui, dar stăm singuri, vorba aia, uite, cu fierseniței, cartofi și mâncai, înțelegi, cu regimul, cu astea, ce să facem? Asta-i... Eu când plec de acasă, îmi iau avânt așa cu gândul că parcă aș fi de 35 de ani și merg câte acasă și încetinesc. Că nu mai pot. Nu mai pot și pe stradă de nu știu câte ori nu mă opintesc. Acum nu aveți restricții, v-ați bucurat? A, normal. Vă duceți la biserică duminică? Da, noi neapărat că avem un nepot care face mâine 6 luni. Și sunt așa necăjită într-un fel că peste tot în toată țara să dau măștii, s-au dat și mănuși, să dă. Aici nu se dă nimic. Auzit chiar doamna asta vorbea că a fost la primărie și a obligat tot să-și pună mască. Dar de ce nu i-a dat dacă n-a avut? Pentru că suntem tot în România, toți, nu? Toți plătim impozite, tot. Deci suntem români, trăim aici, ar trebui să fie aceleași reguli, nu să difere de la localitate la alta. Auziți? Când spune Iohannis să țin în casă, să ne aducă și de mâncare. Nu e normal? Corect. Corect. Dar așa, când să stai în casă? Stai o zi, două, trei și să vii la... Să vedem să spune. Dar văd că nu purtați mască. Dar bani de măști aveți? Mai avem, mai se găsește. Mai se găsește. O folosim de două luni de zile. Două luni de zile mască. Aceeași mască, nu? Păi o să filmez de aproape să se vadă o mască folosită două luni. Că ne obligă să purtăm măști, Doamne, să ne dea și gratuit. Așa zicea și eu. Da? De ce nu ne dă gratuit? Pe fiecare zi, dacă e să o schimbăm, nici nu avem. Șeful mare, ăla mare, că l-am votat cu toată încrederea, că am zis neamț și în pielea goală, ca să nu zic o prostie. Și m-a dezamăgit. De ce? Păi de-aia. Păi că, adică cum, dacă nu păstrați așa, vă întorc chiar așa. Dar noi suntem copii. Și o să ne ducă, vai de viața noastră o să fie, din cauza la criza asta economică care ne așteaptă. Că să scumpește pâinea, s-au scumpit toate, pe șestache. Mai la arterii era 60 și ceva un kg, 6 lei și ceva un kilogram de lămâi. Când m-am dus astăzi să-mi iau două, am vrut mai multe să iau, așa, și 130.000, deci 13 lei un kilogram de lămâi, este exagerat.
E adevărat că nu sunt de la noi din țară, dar sunt prețuri exagerate. Am muncit și am câștigat și mi-am ajutat copiii. Foarte felicitări! Și eu când mor, am copiii în groapă, că i-am ajutat. Și chiar dați la televizor? Pe internet. Pe internet? Da. Eu n-am așa ceva. Cine mă vede, mă vede. Sănătate minută!